Ești informat, ești protejat. Sub această deviză, Societatea Națională de Cruce Roșie desfășoară un nou proiect de informare destinat comunităților locale. Practic, sute de dâmbovițeni vor participa gratuit la cursuri de instruire privind prevenția la dezastre. Este vorba de un proiect național derulat la nivelul tuturor filialelor de Cruce Roșie din țară. Este vorba de un proiect de informare, se numește Ești informat, ești protejat. Este destinat comunităților locale și mă bucură faptul că până acum au răspuns 18 comunități locale, unde voluntarii noștri, alături de formatori ai Crucii Roșii Dâmbovița, vor susține sesiuni de instruire. Se vor discuta tematici stricte despre dezastre care pot afecta comunitățile, sunt pregătite pentru persoanele adulte materiale informative și ca și plus valoare avem de asemenea manuale și cărți de colorat pentru copii. Pe lângă noțiunile generale de dezastre, se va discuta despre intervenția specifică, de exemplu în caz de cutremur sau în caz de inundații, vor avea loc sesiuni de lucru pentru participanți și de asemenea se vor prezenta modele de trusă de dezastru. După cum vedeți, am adus astăzi un astfel de material care va fi prezentat în timpul livrării cursurilor. În cadrul acestui proiect vor fi instruiți 400 de beneficiari. Aceștia vor ști cum să acționeze pentru ei, familiile lor și toți cei din preajmă în cazul producerii unui dezastru. De asemenea, le vor fi prezentate și modele de truse de dezastru. Avem un truier multifuncțional, ferestele igienice, bandă adezivă, apă la picuri. Ce este deosebit că are o perioadă de valabilitate foarte mare apa asta. Iar aici este un aliment concentrat, care termenul de garanție este de 20 de ani. Măști pentru praf, chiar vorbim despre hrană, nevestitul radio cu baterii, deci apa asta are 6 ani. Trusă de prim ajutor. O pelerină. Folie de protecție termică. Mănși. Un mic levier. Un băț luminos. Asta poate fi utilizat. Diverse echipamente de protecție, o sculă multifuncțională, folie de protecție termică, cheie, tabletă de purificare de apă, saci. 18 localități dâmbovițene sunt până în acest moment parteneri în proiect.